Bună seara, dragii mei prieteni, și bine ne reîntâlnim din nou de la Slatina. După cum vedeți, am revenit de la Cluj, unde mi-ați fost aproape, unde m-ați însoțit, ca să zic așa, cu gândul, cu inima, cu mesajele voastre și am simțit, să știți, această energie. Dragilor, sunt Camelia Tița, prietena voastră, demolator de credințe limitative, constructor de viață nouă și mai spun despre mine că sunt livrator de fericire. Pentru că vin cu speranță, cu încredere și cu gânduri bune în viața voastră, în mintea voastră și mai ales îmi doresc să mă conectez la sufletul vostru. În afară de aceste roluri din relația noastră, voi știți că eu sunt profesor de 41 de ani, psiholog practicant autonom în cabinetul psihologie Camelia Tița și, apropo, avem site mai nou, cred că ați văzut, da? psiholog.cameliatita.ro, deci ne găsiți acolo toate serviciile și detalii dacă vreți despre cabinet și despre ce fac eu acolo în cabinetul de psihologie. Și în afară de aceste roluri mai sunt fondator și președinte al Academiei de Leadership și Dezvoltare Personală Camelia Tița. Știți că mai sunt și practicant de terapii energetice, psihoenergetice, master în programare neurolingvistică, scriitor și alte lucruri pe care voi deja le cunoașteți, dragilor. Dar eu sunt prietena voastră, da? Cu asta să rămâneți. Mă bucur că ne spus că suntem din nou aici împreună și o să împărtășim în această seară niște gânduri foarte, foarte frumoase, legate și de experiență de la Cluj, legate și de întrebările foarte bune care au venit din partea voastră, legate de noi oamenii, de viața și de experiența prin care suntem nevoiți să trecem, fie că ne place, fie că nu, dar mai bine să ne placă, să știți, vă asigur că e mult mai frumoasă călătoria, da? Deci, în această seară o să vorbim și o să învățăm, ca de fiecare dată, lucruri noi și frumoase despre noi oamenii și călătoria noastră prin această viață. Da? Prin această viață. Bun. Și acum ia să vedem ce avem aici. Pentru că suntem la Camelia Coffee, bineînțeles că avem cănița și eu am aici limonadă, să știți. Nu știu dacă vedeți. Da? Făcută în casă, așa, cu lămâie, știți voi, de soțul meu, da? Și să-l laud și să-i mulțumesc cu ocazia asta, că are grijă de mine, da? Să mă hidrateze. Bun, deci avem cănița, avem lumânărica, da, lumina, lumânarea noastră. Vreau să vă spun că suntem la a 99-a întâlnire, deci atenție! Săptămâna viitoare dăm party, da? O să mă gândesc cum sărbătorim noi a 100-a conexiune de Camelia Coffee. Vă imaginați 100, da? Săptămâna viitoare, da? Bun, deci cănița, lumânărica, dragii mei, am iconița cu Sfânta Parascheva, pentru că joi noi o sărbătorim pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Și una dintre femeile noastre puternice din club chiar este în pelerinaj acolo și are misiune specială să se roage pentru toate femeile din club, pentru toată lumea, în numele fiecăreia dintre noi. Și, dragilor, în afară de aceste lucrușoare, care știți că fac parte din recuzita noastră, ca să zicem așa, de fiecare dată, eu mai am ceva și am niște lucruri frumoase și vreau să vă bucurați și să ne bucurăm împreună, pentru că voi știți că mie îmi place să împărtășesc cu voi bucuriile mele. Și, dragilor, am premiu de la Stage Time pe care l-am câștigat la Cluj. Da? Deci după evenimentul din America, la care am fost în august, acest eveniment de la Cluj este al doilea ca mărime din lume, ca să știți, ca eveniment de leadership. Au fost 400 și ceva de participanți fizic, dar și online, deci s-a desfășurat în format hibrid, se numește. Și a fost un eveniment uriaș. În aceste condiții de pandemie, să știți că
a fost o gură de oxigen. În mediul acesta toxic, tot mai toxic în care trăim, a fost o gură bine meritată de oxigen, de bucurie, de entuziasm, o energie extraordinară de care aveam nevoie și avem nevoie cu toții. Avem nevoie cu toții ca de aer, de bucurie, să știți. Și, deci am premiu pe care vi l-am arătat și mai am, dragilor, aici diploma, da, care spre deosebire de altele, de altă dată, uitați-vă că de data aceasta, în stânga și dreapta semnăturii lui John Maxwell, sunt semnăturile lui Mark Cole, care este președintele tuturor corporațiilor, da, John Maxwell, și Chris Robinson, care este președintele John Maxwell Team la nivel internațional, președintele american, da? Să știți că sunt mândră de premiu pentru că este foarte muncit și dacă nu mă credeți, o să vă și pun într-o postare și puneam astăzi pe grupul GMT, cum să vă spun, poze cu înregistrările, zeci și sute de înregistrări ale discursului pe care eu le-am făcut într-o pregătire foarte intensă, care durează de ceva timp și să știți că nu e chiar așa ușor, adică vreau să vă spun că în spatele a trei minuțele de discurs pe scena GMT, care este una dintre scenele, ca să zic așa, renumite în pregătirea speakerilor, stau foarte, foarte multe ore de pregătire asiduă, intensă și dacă rămâi acolo în proces, este numai pentru că ai o dorință arzătoare și ești foarte perseverent și focusat. Da? Așa am fost eu, așa am stat eu acolo. Și vreți? Da, am pus aproape 100 de întrebări, zice Elena, ce frumos! Puu, trebuie să te sărbătorim, da? Și să știți că această pregătire atât de minuțioasă, intensă, necesită într-adevăr tărie de caracter ca să rămâi acolo și mai ales că nu știi dacă la finalul procesului vei urca pe scenă sau nu. Pentru că v-am spus că în etapa de preselecție au fost 19 candidate, deci colege, cu discursuri foarte bune, foarte bine pregătite, cu mesaje foarte puternice și dintre cele 19 doar 8 am urcat pe scenă. A fost o adevărată onoare și eu am încheiat, ca să zic așa, sesiunea de stage time. Am fost ultima ca să închei așa într-un mod frumos așa această sesiune atât de frumoasă, atât de așteptată de colegi, să știți, din cadrul echipei noastre de lideri, pentru că într-adevăr marchează excelența și profesionalismul la cea mai înaltă cotă. Și nu că e vorba de mine și mă laud eu, da? Că probabil că stă aici colegi și știu despre ce vorbesc acum. Deci vreau să rețineți că așa se lucrează acolo, la nivel de excelență. Și dacă nu ești pregătit, da, ca să intri în această cursă pentru excelență, mai bine nu intri. Nu știu cum să spun, dar n-ai nicio șansă să reușești să fii acolo cu mediocritate, cu o gândire merge și așa. Știți că noi mai suntem obișnuiți să gândim și să acționăm și să avem o atitudine din asta de merge și așa. Ei, în GMT nu merge și așa. Acolo se modelează excelența în fiecare zi. Mentorii sunt foarte bine pregătiți, sunt foarte exigenți. E Paula Ionescu, ați văzut-o cât este de tânără, să nu vă lăsați păcăliți de tinerețea ei, să știți. Dacă aș ști ce dă din ea, e senzațională și în curând o să fie și mămică, da? E cu burtica mare, ne era să nu nască pe acolo. Deci îmi plac teribil acești oameni care știu ce vor, dragilor, da? Deci sunt acolo mame, sunt soții, sunt femei foarte ocupate, sunt, apropo că n-avem timp, dragilor, avem timp pentru toate, dacă noi considerăm că este important. Și astăzi am avut o sesiune excepțională în grupul femeilor puternice, da? Despre asemenea lucruri, de ce nu merg relațiile și niște greșeli pe care noi le facem în relațiile noastre cu partenerii noștri. Bun,
Deci, cum a fost săptămâna voastră, dragilor? Da? Deci, v-a plăcut, da? Ce v-am adus și ce v-am arătat? Premiu, diploma și vreau să vă mai arăt ceva, da? Și o să fac și trecerea cu ocazia asta. Să vă spun. Dragilor, începusem să vă întreb cum a fost săptămâna voastră. Și sper că a fost una bună, da? Acum, să vă mai spun cum a fost a mea? Bineînțeles că a fost cum. Ia, ajutați-mă voi. Cum credeți voi că aș putea eu să spun despre săptămâna mea? Că a fost cum? Fantastică. Fantastică. De ce? Pentru că am trăit această experiență absolut fabuloasă. Alături de oameni minunați, grozavi, într-o energie high level, cum numai la astfel de evenimente întâlnim, să știți. Și pentru că am avut acces din nou la oameni foarte înțelepți, dar și iubitori, oameni deschiși către oameni, oameni de valoare, care oferă valoare în jurul lor și care gândesc mare. Și Mark Cole, președintele tuturor corporațiilor John Maxwell, zicea la un moment dat, și dragilor, aș vrea să rămâneți cu ideea asta și să vă scrieți, scrieți-vă undeva, într-un loc vizibil. Să nu îndrăznești să visezi mic. Să nu îndrăznești să visezi mic. E valabil pentru oricine dintre noi, dragilor. Și Les Brown zicea, țintește luna, chiar dacă nu o nimerești, tot ești printre stele. Visați mare, dragilor, visați mare. Îndrăzniți, dați-vă voie să visați mare. Ca și energie, consumăm aceeași cantitate de energie, indiferent că visăm mare sau mic. Ați înțeles? De ce să nu visăm mare? Eu am visat să fiu pe scena GMT și mi-aduc aminte acum 2 ani, după prima mea certificare, m-am urcat pe scenă și Paula Ionescu ne-a întrebat: care sunteți tentate să cochetați cu scena pentru următorul AMC? Bineînțeles că eu moț, na, eu, știți? Așa, m-am pregătit foarte mult și anul trecut, știți bine, nu s-a mai ținut fizic, s-a ținut virtual, am luat premiu și acolo, dar a fost altceva. Una este să fii pe scena în fața la 300 de oameni cu reflectoarele pe tine și cu mentorii american și internațional acolo cu ei în fața ta, da, și toți ochii ațintiți pe tine. Într-un fel e asta și într-un mare fel este, da, la televizor, la calculator, la online, da, este altceva, este altceva. Altă energie, altă trăire, altă experiență, să știți. Și zic și eu ca și Mark Cole, să nu îndrăzniți să visați mic. Dați-vă voie să visați mare, indiferent, tot veți atinge mai mult decât ați atinge dacă visați mic. Ați înțeles? Și de ce am fost atât de fericită că am fost acolo și am împărtășit cu voi bucuria mea? Pentru că acolo este un mediu fertil de creștere, un pământ bogat, fertil, în care dacă ți înfigi rădăcinile, e imposibil să nu rodești, da? Să nu te dezvolți și să nu rodești frumos. Și cum spunea John Maxwell, 1 este un număr prea mic pentru a face lucruri mărețe. Și noi acolo ca echipă, da, ne transmitem energia și împreună ne susținem pentru a face lucruri mărețe. Împreună, da? Pentru că unde sunt mulți, puterea crește. Și în GMT crește puterea transformării a fiecăruia dintre noi. Dragilor, bineînțeles că sunt recunoscătoare pentru această experiență uimitoare. Bineînțeles că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru șansa extraordinară, pentru premiu obținut, pentru toată această experiență și energie, credeți-mă, care m-a încărcat cu vârf și îndesat, da, până la următorul AMC, la anul, sper să reușim să se mai țină fizic. Și acum aș vrea să împărtășesc cu voi reflecția. Și
Dragilor, reflexia mea are legătură cu această cărticică. Acolo la IMC, la Cluj, am cumpărat această cărticică de la magazinul nostru, GMT, de acolo. Și mi-am dorit foarte mult ca pe ea să-mi semneze și să scrie niște dedicații mentorii, profesorii noștri, și americani și români. Și cu această ocazie, da, am luat, ca să zic așa, niște semnături și niște mesaje de la unii dintre mentorii pe care îi admir foarte mult. Pe toți îi admir foarte mult, dar nu i-am prins pe toți. Ca să știți de ce n-am luat de la toți, da? Că nu i-am prins pe toți în momente potrivite ca să-i rog să-mi scrie în carte. Și am semnătură de la Mark Cole, care mi-a zis lead big, adică conduce puternic, mare, big, apropo, da? Să nu visăm mic. Lead big. Ia uitați ce frumos scrie aici. Lead big. Condu măreț. Și numele meu scris aici, tot de Mark Cole. Așa, mai am aici de la mesaje de la Roddy Galbraith, care este mentorul meu pe culoarul de comunicare, public speaking, american, deci la nivel internațional, pentru că la nivel național o avem pe Paula și bineînțeles că am și mesaj de la Paula, care mi-a scris că focul e în tine, lasă-l să facă lumină pentru ceilalți. Ce frumos! Mulțumesc, Paula, dacă cumva te uiți și vezi acest video sau auzi ceva despre el, da? Mulțumesc pentru încredere, mulțumesc pentru elogii și ținând cont la cât de pretențioasă ești tu, chiar este o mare, mare binecuvântare pentru mine. Bun, am mai luat de mesaje de la Bianca Costea, care este mentorul pe coaching și care mi-a scris aici, ești o forță inspiratoare care aprinde lumina în multe suflete. Felicitări, Camelia, cu drag, Bianca Costea. Deci, Bianca Costea, mentor pe culoarul de coaching. Marius Darie, un mentor, un profesor care mi-e foarte drag mie, pe dezvoltarea afacerii mi-a scris așa: mulți citesc cărți și ador, puțin citesc cărți și se trezesc. Minunat! Minunat! Mulțumesc, Marius, mulțumesc frumos pentru acest mesaj foarte profund. Și bineînțeles că mi-a scris și Daniela Nica, care este mentorul meu la nivel național pe mindset, pe mentalitate, da? Și ea îmi scrie aici că îmi dorește cu această carte atât de mult, măcar atât de mult succes pe cât a avut ea. Pentru că, dragilor, m-am hotărât ca pe această carte, ziua de astăzi contează, să organizez un curs în cadrul Academiei de Leadership și Dezvoltare Personală Camelia Tița, un curs tip mastermind, știți cum facem noi și cum desfășurăm și acum despre relații la alt nivel. Mai am aici semnătura și mesaj de la Chris Robinson și, ce să zic, de la oameni foarte importanți pentru mine, pentru că sunt oameni de valoare, să știți. Și îmi place să mă înconjor pe oameni de valoare. Bun, și de ce credeți voi că am vrut eu să îmi cumpăr această carte? Ziua de astăzi contează. Oare de ce credeți voi că este importantă ziua de astăzi? Oare de ce contează ziua de azi? Oare nu contează la fel de mult și ieri, și mâine, și oare ce credeți? Haideți să vedem ce părere aveți voi. Este mai importantă ziua de astăzi? Este mai importantă decât cea de ieri și cea de mâine? Hai să vedem ce ziceți. Vreau să văd aici dacă îmi răspunde. Vreau să fie dialog, știți că vreau să fie dialog, da? Dacă toți sunteți cu mine, haideți așa să fie un pic mai viu, da? Nu mă lăsați singură să mă simt pe aici rătăcită.
Este mai importantă ziua de astăzi decât cea de ieri sau cea de mâine? Și acum, ca să fie și mai interesant, o să vă rog să scrieți undeva cum considerați voi că este ziua de astăzi, a voastră, da? Pentru voi. Dacă este grozavă, dacă a fost groaznică, oribilă, minunată, scrieți voi, da? Evaluați-vă din punctul vostru de vedere ziua care se încheie în această seară, da? Și pe o scară de la 1 la 10, unde 10 este perfecțiunea, ce notă i-ați da voi zilei de astăzi, da? Pentru voi, fiecare pentru voi. Fiecare pentru el, da? Haideți să vedem. Ați scris acolo? Cine a scris? Hai să văd. Elena, ai scris? Ești aici? Unde ești? Ai scris? Cât îți dai tu la ziua de astăzi? Cine mai e pe aici? Cati Săraru, ți-ai scris? Mihaela, Elena. Dați-vă o notă. Atât cât considerați voi... ca și calitate, nu știu pe ce criterii o evaluați, dar evaluați-o, ziua de astăzi. Așa, Elena, ce notă îți dai tu? Cum a fost ziua ta de astăzi? Cum ai caracteriza-o? Bun. Gata? Ați scris? Haideți să vedem acum. Oare când v-ați gândit voi, cum a fost ziua mea de astăzi? Nota 9, zice Elena. Ok, super. Oare pe ce criterii ați evaluat voi ziua care se încheie? Pe ce v-ați bazat evaluarea? Are legătură cumva cu felul în care v-ați simțit astăzi? Ar avea legătură cumva cu numărul de sarcini de activități pe care ar trebui să le bifați, poate, vă întreb și eu, poate are legătură cu numărul de activități pe care ați putea să le bifați astăzi? Sau poate contează cât timp ați petrecut cu cei dragi în această evaluare? Uite, Elena Matei zice ce am făcut, ce am simțit, ok? Bun. Ia să vedem cum am definit succesul zilei de azi, da? Deci cum am definit succesul zilei de azi? Cum l-ați definit voi? Că dacă v-ați evaluat și v-ați dat o notă, ați defini-o ca o zi cu succes sau cum? Care este concluzia exercițiului? Toată lumea vrea să aibă o zi bună. Sunteți de acord că toată lumea își dorește numai zile frumoase și bune? Cine de aici își dorește zile frumoase și bune, da? Ne urăm unul la altuia, zi minunată, grozavă, fantastică, frumoasă, chestii. Cine de aici își dorește zile frumoase, împlinitoare, cu bucurii? Ia să vedem, eu îmi doresc. Mai e cineva care își dorește? Ia să vedem. Ia scrieți acolo. Eu să văd că nu văd. Știți că este diferență de câteva secunde între momentul când eu vorbesc și momentul când ajunge la voi, ca să zic așa. Da? Așa. Ia să văd. Da, ne dorim, da? Succesul zilei este pentru mine să pot să fiu bine cu mine și cu cei din jurul meu. Ok, deci asta este foarte clar, ne-a spus Elena aici, care este criteriul ei. Bun, deci suntem de acord, uite și Carmen zice, eu, da? Suntem de acord că toată lumea își dorește zile frumoase, da? Ziua de astăzi să fie frumoasă. Bun, ce ziceți voi? Întotdeauna zilele sunt frumoase? Haideți să vedem. Ni le dorim, da? Să fie frumoase. Dar reușim să facem din fiecare zi o zi frumoasă? Ia să ne gândim. De ce oare nu reușim? De ce se mai alege și praful de ziua de astăzi? V-ar interesa să vedem împreună niște... gânduri greșite, să zicem, da, despre succes, despre reușită, v-ar interesa să vă dau câteva
asemenea gânduri. Oare de ce se alege praful de o zi? Da, se alege praful de o zi și nu reușim să o vedem ca pe o zi cu succes, o zi reușită. Haideți să vedem. Da, vorbim un pic despre asta? O să vă dau câteva din concepțiile greșite din cauza cărora putem să gândim într-un mod eronat, să ne înțelegem, da? Nu că ar fi așa, că ziua de astăzi este o zi ratată, eșuată, o zi oribilă, o zi nenorocită, o zi... Hai că mai aveți voi pe acolo, da? Mai găsiți, eu nu mai găsesc, da? Calificative din astea urâte, da? Haideți să vedem câteva concepții care ne duc la asemenea gânduri. Unii dintre noi, sau câteodată, putem să gândim că succesul este imposibil și, prin urmare, avem tendința să îl criticăm. V-ați gândit vreodată că succesul este imposibil, că unii au noroc, că sunt predestinați, că voi nu o să aveți succes niciodată, că, mă rog, că așa e, că n-aveți încredere în voi? V-ați gândit, cine de aici s-a gândit măcar odată că succesul nu e pentru el? Hai să vedem. Da? Cine s-a gândit de aici măcar odată că succesul nu e pentru el, că nu se lipește succesul de el, că n-are lipici, ca să zicem așa, pentru succes? Cine s-a gândit măcar odată? Hai să fim sinceri, da? Nu mă lăsați pe aici singură. Ne mai gândim, așa e? Ne mai gândim, o facem. E imposibil să n-o facem. Și când am fost mai mici și mai mari, n-are legătură cu vârsta, da? Altă concepție greșită. Credem că succesul este ceva mistic, o enigmă și prin urmare îl căutăm cu lanterna așa, pe sub pat, pe sub... Glumesc, evident, da? Îl căutăm. Gândim noi că e ceva așa... Gândim, da? Că succesul este o enigmă, da? Nu e la îndemâna oricui. Ei, e pentru unii, dar nu pentru toată lumea, da? Nu pentru toată lumea. Evident că mai gândim așa. Cine de aici a gândit măcar odată că succesul este așa, o enigmă, o ciudățenie, e ceva utopic, e ceva fabulos așa și nu e pentru el, da? Și... îl căutăm, da, pentru că e așa de enigmatic, e foarte greu de găsit, aproape spre imposibil. Ia să vedem. Cine de aici a gândit vreodată, măcar odată, așa? Mânuța sus, suntem sinceri, da? Suntem între noi aici. Nu ne aude nimeni altcineva, da? Nu ne vede și nu ne aude nimeni, suntem între noi, da? Avem curaj să ridicăm mânuța, bun? Da, deci la această idee că succesul este enigmatic, da, este așa o enigmă, o nebuloasă, putem să ne gândim că nu există soluții fulger și așa este, da, aici așa este, care să ne facă celebri peste noapte. Deci nu există soluții fulger. Toate carierele de succes se construiesc bucățică cu bucățică. Pe scara succesului se urcă treaptă cu treaptă, dragii mei. Dacă sari o treaptă și mai încearcă unii să facă asta, ghiciți voi ce se întâmplă. Ce credeți că se întâmplă? Mai calcă în gol, cum se numește? Pot să cadă de pe scară, da, să se ducă jos, să se prăvălească și să o ia din nou, să urce dacă mai au curaj. Se întâmplă așa? Se întâmplă, da? Deci dacă nu construiești treaptă cu treaptă în mod sănătos, da, bucățică cu bucățică, nu este rezistent, nu este solid, nu este trainic, dragilor, nu este trainic. Altă mentalitate, altă idee ar fi, care idee, despre ce vorbim noi aici?
de ce ziua de astăzi e praf și pulbere, da? De ce putem să gândim așa, adică mentalități, concepții, idei greșite. Mai credem uneori, unii dintre noi, că succesul ține de noroc, da? Sperăm să-l avem, dacă ține de noroc. Unii au noroc. Cine de aici s-a gândit măcar o dată că succesul ține de noroc? Nu aveți curajul să fiți sincer, vă că nu scrieți aici. De ce, dragilor? De ce? De ce? Cu toții trecem, cu tuturor ne trec asemenea gânduri prin minte, da? Trebuie să fim sinceri cu noi. Ca să putem să ne corectăm, ar trebui să știm ce, da? Să conștientizăm. Sigur că ne gândim că unii sunt norocoși și noi nu. Mai credem că succesul înseamnă productivitate. Prin urmare, muncim din greu pentru el. Și o să vă întreb acum, oare ca să obții succes este obligatoriu să muncești întotdeauna din greu? Și mă refer la munca aceea brută, la munca... Știți despre ce vorbesc, da? Ce credeți? Este necesar întotdeauna să muncim din greu ca să avem succes sau putem munci și inteligent? Ce ziceți? Mai puțin și inteligent. Credeți că cantitatea este decisivă, numărul de ore? Haideți să vedem. Aș fi curioasă să văd părerea voastră. Și dacă credem așa, că stă în asta, atunci ce facem? Evident că muncim din greu pentru el. Și sunt oameni care efectiv trăiesc numai pentru a munci. Da? Atât de dedicați sunt și gândesc că numai așa pot avea succes. De asemenea, un alt gând, alt fel de gând, ar fi că succesul se datorează oportunităților, da? Șanselor și așteptăm să se ivească. Oare așa să fie, dragilor? Succesul se datorează oportunităților? Nu e așa, dragilor. Pentru că John zice că dacă te întâlnești cu oportunitatea și nu ești deja pregătit, da, degeaba te întâlnești cu ea. Succesul, adică ne pregătim să fim pregătiți, atunci când apare șansa și oportunitatea, tu deja să fii pregătit și să poți să îmbrățișezi acea oportunitate. Puțin și inteligent, zice Elena. Dar inteligent înseamnă foarte mult, dacă are sens. Pentru mine are sens. Deci ca să ajungi să muncești inteligent, bine a zis Elena, da? Ca să ajungi la nivelul să muncești inteligent, sigur că în spate este într-adevăr o cantitate de muncă, da? Să ajungi să înțelegi cum funcționează și să-ți eficientizezi munca. Că despre eficiență e vorba, da? Cum să o faci mai eficientă, să muncim inteligent. Bun, mai este, deci John Wooden zicea, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Deci, dragilor, ne pregătim dinainte și atunci când ne întâlnim cu șansa și oportunitatea, este altceva decât o aștepți să vină șansa și după aceea să te pregătești. Că până te pregătești, tu s-ar putea ca trenul să treacă prin gară, pe lângă tine și tu să rămâi pe peron și să-i faci pa-pa, da? Celor care se urcă în tren și evident că îți fac cu mâna de la job. Ei, dacă îți mai fac și cu mâna. Dacă nu poți să treacă și fără să-ți facă cu mâna, nu? Bun. Alt gând, bineînțeles nepotrivit, credem că succesul se datorează autorității și prin urmare căutăm puterea. Dar să știți că puterea, cât ar fi de mare, nu poate garanta succesul. Și voi știți oameni care au funcții, care au putere, da, dar nu au și succes. Are sens pentru voi ce zic eu acum? Deci nu puterea ne garantează succesul, da?
Mai putem gândi că succesul este dat de relații, deci construim rețele în acest scop. Ce e mai important pentru tine, ce știi sau pe cine știi? Ia gândiți-vă. Ce e mai important pentru voi? Ce știți sau pe cine știți? Dacă vă răspundeți că este mai important pe cine știți, înseamnă că vă bazați pe relații, cum spuneam, da? Un alt gând dăunător și nepotrivit, da? Credem că succesul se datorează recunoașterii. Deci trudim pentru asta, să fim recunoscuți. Putem să gândim așa, da? Sau putem să mai credem că succesul este un eveniment, deci îl programăm. Dragilor, succesul nu este o destinație, succesul este o călătorie și o pregătire. Succesul se modelează zilnic prin ceea ce facem zilnic, da? Nu ocazional. Deși pare, puteți să ziceți, ia uite și pe aia ce noroc se dusă și ea așa și să sui pe scenă și luă premiu și așa. Dragilor, nu e chiar așa. Și ca să vedeți că nu e chiar așa, o să vă pun într-o postare pe Facebook să vedeți câtă muncă titanică este în spatele a 3 minuțele de discurs, da? Acolo pe scenă, cu toate reflectoarele pe tine și cu toți mentorii cu ochii, uite așa, ațintiți pe tine. Ca să vedeți, da? Dragilor, ce vreau să rețineți? O schimbare reală și durabilă nu are loc într-o clipă, este un proces. Și oamenii obțin succesul concentrându-se pe ziua de azi. Este prea târziu pentru ieri și prea devreme pentru mâine. De aceea, ziua de azi contează, dragilor. Numai ziua de azi. Și zicea părintele Nicolae ieri la mănăstirea Clăcociov, la predica după liturghie, că Duhul Sufletului, nivelul Duhului Sufletului este numai în azi, numai în acum. Ați înțeles? Omul pierde viitorul și șansa de a trăi frumos și bine, pentru că uită să trăiască azi. E blocat în ieri, în întâmplări din trecut, sau fuge cu mintea și trăiește niște povești, da? Cu totul și cu totul legate de viitor sau temir ce, imaginare, uitând să fie în prezent. Dragilor, John Maxwell zice că secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Și Benjamin Franklin zice că o zi de astăzi face cât două de mâine. Acum devin ceea ce îmi doresc să ajung. Ce frumos! Și relevant și scurt, concis și la obiect, da? Ziua de azi contează și numai ziua de azi. Nu contează ce a fost ieri, ce s-a întâmplat, poate n-ai avut sorții de partea ta, că tu poți să gândești, ești liber să gândești cum vrei, da? Nu contează ce s-a întâmplat în trecut, contează ce alegi să faci astăzi, pentru că cu ce faci astăzi îți creezi viitorul, ziua de mâine, da? Bun, și acum, dragilor, asta a fost reflexia și sper că v-a plăcut. O să trecem la întrebări. Întrebări și v-ați prins că de fiecare dată întrebările au legătură cu ce vă expun eu mai înainte, da? Și Nița Alin, un prieten de-al nostru de pe Facebook, întreba când eu eram la Cluj, acolo și într-o postare a mea, când obținusem eu premiul la Stage Time, întreba el, de ce avem nevoie de succese în viața noastră pentru a ne simți bine? Oare nu ne consumă asta timp din viață? Poate ar trebui să fim mai relaxați și să ne bucurăm de viață. Bună temă! De ce ne trebuie succes? Păi chiar așa, de ce nu ne relaxăm și noi? Să stăm așa relaxați, nu? Mai relaxați așa să trăim. Bună, bună întrebare. Mi-a plăcut. Teribil.
Și i-am și zis, Alin, dă-mi voie să o iau, să o preiau pentru Camelia Coffee și o să-ți răspund acolo. Și el a zis, ar putea să ratez Camelia Coffee, că apropo, Alin e și el un om de succes, să știți, nu, să n-aveți impresia că așa. Și tocmai pentru că e așa, este ocupat, da? Și zice, s-ar putea să ratez sesiunea de Camelia Coffee și tot el a dat un răspuns acolo, da? Bun, în primul rând, ce înseamnă relaxare, dragilor? Că dacă ne gândim la relaxare ca pauze din activitate, pentru reflexii, pentru încărcarea bateriilor, cum spunem noi așa, e foarte ok. Deci chiar avem nevoie, da, avem nevoie de pauze de relaxare. Sau poate ne gândim la comoditate, la amânare, la viața pusă pe pauză, adică o viață fără provocări. Depinde fiecare cum se raportează la acest cuvânt relaxare, da? Dar, dragilor, vă dau o veste. Nu știu dacă e bună sau rea pentru voi, dar eu vă spun așa. Dacă nu ne provocăm noi pe noi, ne trezim în fața provocărilor. Oricum să știți că suntem provocați. Și atunci poate că nu te simți pregătit să-i faci față, da? Deci dacă nu ne provocăm pe noi, ne provoacă viața, să zicem. Tot ne scoate din zona de confort, să ne înțelegem dacă nu ne scoatem noi, da? Și pentru că spuneam că succesul este o călătorie și un mod de viață, când credeți voi că devine așa? Atunci când în fiecare zi lucrezi intenționat să dai sens vieții tale prin misiunea ta personală. Dar ca să ajungi aici să gândești așa, evident că nu se întâmplă peste noapte într-o clipă. Evident că nu e așa. Ci este un proces, dragilor. Exact cum spuneam, este un proces. Un proces de autocunoaștere, un proces de creștere, de evoluție, de dezvoltare, da? De ce să ne dorim succesul? Adică să reușim. Ia să vedem. Ia să vedem care e părerea voastră. Îmi scrie cineva aici ceva? De ce e bine sau nu e bine, da? Să ne dorim să reușim. Dragilor, să reușim, deci cu toții avem nevoie de asta, da? Vă place să vă gândiți la voi ca la niște eșuați? Vă place? Mie nu. Vă place să vă gândiți la voi ca la niște ratați? Nu. Nu cred că vă... Și nu cred că place cuiva chestia asta, să ne înțelegem. Nimănui nu-i place să se gândească că este eșuat, că este ratat, că este... Nu știu, că n-a reușit, că e un pierde vară, că face umbră pământ. Nimănui nu-i place să se gândească așa, da? Deci avem nevoie să gândim, avem nevoie să reușim. De ce? Pentru că asta este hrană spirituală, ne oferă bucurie. Dar ne validează menirea, misiunea prin aprecierea și recunoașterea celorlalți. Și așa simțim că ne aducem și noi aportul la mai binele acestei lumi, da? Așa simțim că suntem și noi utili. Și să știți că a te face util este o bucurie foarte mare de care avem nevoie cu toții. Scopul sufletului este evoluția. Relaxarea este o parte importantă ca etapă. Este respirație, da? Pauză, recreație, dacă vreți, în călătoria noastră. Este gura de oxigen, care ne dă putere, iar e adevărat, da? Relaxarea. Avem nevoie de momente de reflexie, de relaxare. Dar relaxarea ca mod de viață nu te duce nicăieri. Nu te duce nicăieri, dragilor. Te duce știți unde? Ați văzut semnul ăla drum înfundat, blocat, da? Știți care sunteți șoferi? Și la un moment dat este un semn, da? Care îți arată că acel drum se blochează, duce într-o fundătură. Acolo ne duce relaxarea permanentă, da? Oricum, cum să zic,
Vremurile în care trăim sunt atât de provocatoare încât mi-e greu să cred că am putea să trăim relaxați. Ba din contră, dacă mă întrebați pe mine, trăim destul de agitat și destul de provocator, să ne înțelegem. Problema este, și iarăși este o problemă foarte, foarte importantă aici și nu știu câți v-ați gândit la ea, că ne sperie succesul. Și zicea cineva că ne sperie lumina din noi, nu întunericul. Când începi să strălucești, da, te pot durea ochii, să nu reziști la lumină, să nu suporți presiunea, da, să fii cu reflectoarele pe tine. Și știi ce mai facem, dragilor? Ne ascundem strălucirea de frică. Strălucire avem cu toții în noi, să ne înțelegem, pentru că este strălucirea dumnezeiască. Și o avem, garantat o avem. Ei, ne e frică să ne arătăm strălucitori. Ne e frică să ieșim în față, să nu cumva, dar ce să zică lumea, dar să râdă cineva de mine, dar să nu cumva să mă fac de râs, dacă se întâmplă nu știu ce, dacă mă vede nu știu cine și nu știu ce zice. Și știți ce se întâmplă, fraților? Frica de succes și efectele lui ne blochează acțiunile. Nu ne dă voie să acționăm. Și stăm cu minții în banca noastră să nu zică cineva ceva, să nu deranjăm pe cineva, să nu râdă cineva de noi. Înțelegeți? Mare păcăleală, mare păcăleală. Bun. Și a doua întrebare este de la Elena Matei, care tocmai zice, wow, adică eu am pus aproape 100 de întrebări, știți că ea este abonata sesiunilor de Camellia Coffee și pune întrebări, câte o întrebare la fiecare sesiune. Am mai trimis ea și calup la pachet, așa, pentru toată luna. Bun, și ea zice așa de data aceasta, aș vrea să știu mai multe despre funcțiile celor două emisfere cerebrale ale creierului. Ea, am reformulat eu, ea a zis vrea să știe mai mult despre emisfera stângă și emisfera dreaptă, da, creierului nostru. Bun, și este un subiect foarte bun și aș vrea să fiți atenți. Știu că e o oră, pregătiți masa, sunteți cu copii în familie, frumos moment, da? Și poate o să revedeți acest video, dar o să vă spun niște lucruri foarte importante acum și aș vrea să fiți puțin atenți. Creierul nostru este alcătuit din arhicortex și cele două emisfere cerebrale, stângă și dreaptă, corespunzător, atenție, rațiunii și sentimentelor construite pentru a lucra împreună. Emisfera stângă controlează partea dreaptă a corpului, da? Și invers, cea dreaptă controlează partea stângă. De aceea, voi știți, atunci când cineva are un AVC, da? Un accident vascular, cerebral, se întâmplă, știți, prin încrucișare. Când e afectată partea stângă, da, efectiv rămâne paralizat pe partea dreaptă, da, așa lucrează. Bun. În situația în care este utilizată excesiv doar una dintre cele două emisfere cerebrale, se poate produce un dezechilibru energetic. De aceea e bine ca ambele emisfere să fie antrenate, astfel încât, da, să funcționeze împreună în mod armonios. Ce înseamnă asta, să funcționeze în mod armonios? Haideți să vedem un pic diferența dintre cele două emisfere. La ce fac ele cel mai bine, fiecare dintre ele? Și de ce e important să fie echilibrate, da? să ne lucrăm, ca să zicem așa, conștient și emisfera stângă și emisfera dreaptă. Bun, deci este subliniat faptul că emisferele cerebrale au funcții diferite, dar se completează reciproc. Și asta e foarte important de reținut. Emisfera dreaptă controlează partea stângă și emisfera stângă controlează partea dreaptă a corpului. Care sunt funcțiile emisferei stângi? Deci emisfera stângă are așa în atribuții, ca să zicem, logica și rațiunea.
domina și gestionează limbajul. Deci pe stânga, da? Sunt centrii care domină și gestionează limbajul. De aceea, dacă limbajul este afectat, da, la AVC-ul, partea dreaptă este afectată, da, din punct de vedere locomotor. Este responsabilă de logică și calcule matematice. Coordonează și cele cinci simțuri, da, cinci simțuri fizice. Transformă simțurile în percepții și raționamente cauzale. Permite numai gândirea univalentă, liniară, da? Păstrează experiențele acumulate din lumea fizică, deci tot ce trăim în lumea fizică, ați înțeles, se stochează aici. Administrează judecata și relaționarea. Judecata, atenție! Și din judecată spuneți voi ce e acolo cu judecata. Ego-ul nostru, da? Operează cu comparații și tot felul de raționamente. Vehiculează cunoașterea pe baza argumentelor. Deci aici e mintea care ne minte, da? Cu argumente, cu povești, cu scenarii, cu bla bla bla, în stânga, să ne înțelegem. Emisfera dreaptă. Cu ce e ea responsabilă? Cu afectivitate. Se ocupă de abilitățile spațiale, da? Deci orientarea spațială, recunoașterea facială și procesarea muzicii. Manageriază înțelegerea imaginilor vizuale și se mai ocupă cu creativitatea, emotivitate, afectivitatea, transformă imaginile în reprezentări mentale, stimulează imaginația, coordonează cele cinci simțuri spirituale, gestionează simțurile artistice, lucrează cu percepții, reprezentări, păstrează experiențele acumulate în lumea imaginativă, da? Deci dacă stânga păstrează experiențele din lumea fizică, ce facem? În dreapta stocăm experiențele imaginare. Deci cu ajutorul cărora putem să ne creăm viața viitorul. Și noi am învățat în Clubul Femeilor Puternice cum. Conferă fantezie și creativitate. Pe dreapta, da? Bun, acum, emisfera stângă și dreaptă, bineînțeles că comunică între ele, da? Prin intermediul corpului calos. Calos. Acesta ajută comunicarea dintre cele două emisfere, facilitând schimbul de informații. Și nu știu dacă e o veste bună pentru femei, da? Corpul calos la femei este un pic mai gros, deținând cu 30% mai multe conexiuni decât în cazul bărbaților. Și apropo, mâine o să facem în Clubul Femeilor Puternice la 6:30, o să avem o sesiune despre diferențele dintre femei și bărbați și o să vedem de ce femeile nu înțeleg bărbații și de ce bărbații consideră că femeile sunt o enigmă, da? Pentru că, într-adevăr, sunt diferențe și sunt multe și majore, o să vedeți, da? În multe, în multe domenii. Vedeți, dacă emisfera stângă, de exemplu, da? Dacă emisfera stângă este dominantă, oamenii aceștia vor fi ancorați în lumea fizică, materială, da? Sunt oameni cu mai puțină creativitate, mai lipsiți de emoții și de trăiri afective, da? Nu sunt cu partea asta de simțire, cei care sunt foarte raționali, inginerii, contabilii, oameni care lucrează cu statistici, cu cifre, dar sunt mai puțin dezvoltați pe partea asta cu simțire. Pe de altă parte, cei care vor utiliza numai emisfera dreaptă, s-ar putea să fie foarte conectați la ei prin simțire, să proceseze, da, o întreagă lume interioară, dar să piardă cumva contactul cu lumea fizică, ceea ce nu e bine nici așa, da? Să fii rupt de realitate, cum am spune. Bun, atunci, care ar fi concluzia? Dragilor, concluzia este că ele trebuie să fie așa și ca noi să
trăim în armonie, în echilibru. Trebuie să și învățăm, să ne dezvoltăm pe partea aceasta a științelor exacte. Nu știu, fiecare în ce domeniu lucrează, cum puteți să vă dezvoltați, dar să nu neglijați nici emisfera dreaptă. Adică gândiți-vă ce vă place să faceți pentru suflet. Da? Să simțiți, să trăiți, să vă conectați la natură, la lucruri frumoase, să vă oferiți bucurii sufletului. Despre asta este vorba. Dacă uităm de suflet, să știți că suntem nefericiți. Și bucuria hrănește sufletul. Și oamenii care nu au bucurii și nu își oferă bucurii, mor cu sufletul. Încet, încet, în fiecare zi mai mor un pic, să știți. Pe dinăuntru, cu sufletul. Și Iisus a fost o pildă acum, da, duminică, ieri, despre învierea fiului, a tânărului din Nair, da, dacă am zis bine. Și zicea Iisus că nu e o problemă cu învierea morților, ci e o problemă cu învierea viilor, dacă are sens pentru voi. Învierea viilor este vorba despre oamenii care trăiesc, respiră, merg pe picioarele lor, dar sunt morți cu sufletul. Sunt deconectați, da, de la sursa vieții, de la energia vieții. Dragilor, vă mulțumesc din suflet că am fost din nou împreună pentru o oră, că ați avut răbdarea să mă ascultați, să mă primiți în casele voastre. Sper că ceea ce am vorbit în această seară a fost interesant pentru voi. Mi-ar plăcea foarte tare să puneți o idee. Știți că după fiecare video eu pun acolo o postare și vă îndemn să scrieți ceva. Aș vrea, vă rog frumos, să puneți acolo o idee, ce ați reținut, dacă ați reținut ceva și în special vă rog să dați share la acest video, că precis, cu siguranță, cineva undeva are nevoie de câte ceva din lucrurile despre care noi am vorbit. Mulțumesc mult, Carmen! Deci, să avem o săptămână minunată, să o facem să fie așa, gândiți-vă la ziua de astăzi ca la cea mai reușită zi și propuneți-vă să o faceți să fie cea mai frumoasă, da? Și haideți să învățăm să trăim în acum, în acum, în prezent, pentru că ziua de astăzi contează. Mulțumesc cu recunoștință, vă îmbrățișez, vă iubesc și aveți grijă de voi. Seară frumoasă!